dragi prieteni! Sunt Ștefan Pușcă și vă invit să urmăriți acum o nouă emisiune Formula Stării de Bine. În această seară vom discuta despre cum să ne scădem nivelul de stres folosind intervenții cu ajutorul corpului. Mă aflu împreună cu domnul Marius Octavian Ștefan în această seară pentru a lămuri câteva aspecte legate de aceste lucruri. Bună seara, Octavian, și bine ai revenit la Formula Stării de Bine. Bine te-am regăsit, Ștefan. Iată cum se pune problema. Mintea noastră, în mod atavic, ca să zic așa, ancestral, are tendința de a fi foarte mobilă, foarte fluidă, de a sări de la un gând la altul, de a fi preocupată de tot felul de îngrijorări, de tot felul de aspecte legate de stres și așa mai departe, de gândire negativă, pozitivă. Mintea fluctuează tot timpul în mișcarea sa, ca să zicem, să zicem așa. Și întrebarea ar fi următoarea, și anume dacă am putea folosi noi corpul nostru ca pe un factor stabilizator. În ce sens? Se știe că sistemul nervos al corpului sau sistemul nervos autonom are două părți, sistemul nervos simpatic care ne accelerează și sistemul nervos parasimpatic. Dacă noi am avea un echilibru între cele două ramuri ale sistemului nervos autonom, atunci nivelul nostru de stres ar fi mai scăzut, am fi mai calmi și mintea noastră ar fi mai liniștită. Însă în condițiile vieții moderne, în condițiile provocărilor cu care ne confruntăm cu toții, nivelul nostru de stres este totuși foarte, foarte crescut. Asta înseamnă că noi avem de-a face cu o activare, să zicem, prea puternică a sistemului nervos simpatic și un nivel de lucru al sistemului nervos parasimpatic mai scăzut decât normal. Întrebarea ar fi cum și în ce fel am putea, cu ajutorul unor tehnici, unor intervenții care să implice corpul nostru, activitatea fizică și așa mai departe, să echilibrăm cele două ramuri ale sistemului nervos autonom și prin aceasta să ne scădem cumva nivelul de stres. Ce părere ai în această privință? Ce propuneri poți să ne faci? De la larg cunoscute până la subtile, să zic, și aș începe cu cele mai răspândite și bine știute despre aceste aspecte, cum ar fi și aproape epuizarea fizică, de exemplu, așa, prin mișcare și unele fluctuații mentale sau blocaje tot mentale, emoționale, pot fi oarecum disipate prin mișcare. Deci propui sportul, ca să zic așa. Nu neapărat un sport, o denumire. O mișcare tehnică, cu, să zic, o disciplină oarecum. Ce părere ai despre tai chi, spre exemplu, în contextul respectiv? Foarte bună. Văd mereu persoane care practică. Așa. Și se vede oarecum. Cunosc, dobândesc oarecare flexibilitate în timp, dar o flexibilitate, atenție, nu neapărat musculară, cât mental. Uite, eu cunosc pe cineva, o doamnă cu care lucrez, este cercetător, este fizician la fel ca și mine.
locuiește undeva în străinătate și practică Tai Chi-ul pentru echilibrarea meridianelor de energie, fiindcă medicina tradițională chineză nu vede aceste lucruri în termenii de sistem nervos autonom și așa mai departe. Ei discută de meridianele de energie și au, printre altele, acest sistem Tai Chi prin care poți să-ți deblochezi și să-ți echilibrezi anumite meridiane de energie. Ceea ce este interesant este că eu i-am făcut doamnei de mai multe ori evaluări înainte și după ședința de Tai Chi. Și, bineînțeles, vorbim de evaluări prin metode intuitive, să zicem. Și rezulta o deblocare a meridianelor de energie cu 10-12% mai mare după ședința de Tai Chi de fiecare dată. Ce este interesant, dar am făcut același lucru tot cu cineva pe care am văzut. Deci ai avut și tu curiozitatea să vezi ce se întâmplă la, da, la Tai Chi. Înainte și după Tai Chi, da. Da, și subiectiv, persoana respectivă spune că scapă de stres făcând această ședință de Tai Chi. Au un instructor chinez care locuiește undeva în Statele Unite și fac aceste ședințe online. La fel cum facem și noi cu grupul nostru de meditație, ședințele online. La fel cum și la noi oamenii sunt împrăștiați în toată lumea. Cum facem și noi meditație sincron în același moment, la fel fac și ei Tai Chi. Dar pot să spun că mi-a plăcut ideea, adică este o formă care implică mișcare, implică să înveți să te relaxezi și implică să înveți un, hai să zicem, control, deși nu-mi place cuvântul acesta, un control blând asupra organismului. Da, este adevărat și oarecum dezechilibrele acute, să spun, sunt ușor de abordat. Exact. Nu orice dezechilibru, dar dezechilibrele ușoare și acute, adică o stare mai neplăcută a minții și așa mai departe, dispare cu succes după ce faci Tai Chi. La fel ca și la meditație, după ce faci de mai multe ori și începi să capeți experiență, randamentul crește la aceste procede. Acum și că ceva vreau să mă adaug, se deblochează foarte ușor punctele și porții energetice de la nivelul închieturilor. Da, foarte bună observația. Care sunt super importante pentru organele interne, de fapt. Corect, fiindcă în zonele respective se fac ușor blocaje pe meridianele de energie. Acesta este un fapt și recunoscut de medicina tradițională chineză. Acum, așa zisele puncte gen, dacă mi-aduc. Exact, exact. Acum o să mai spunem și ce zice știința, așa pe parcurs. Ce am spus până acum nu a fost știință, este tradiție, da? Știința tradițională. Da, hai să zicem știința. Acum trecem la cea convențională, da. Exact, sau preștiință, cum mai se bine spune în America, da. Se spune că sunt metode preștiințifice. Știința modernă spune, spre exemplu, că frigul reduce activitatea sistemului nervos simpatic, deci ne reduce accelerația din corp și din minte și o sporește pe a parasimpaticului, lucru care știința spune că este mediat de nervul vag. Nervul vag este principala ramură a sistemului nervos parasimpatic. Spre exemplu, putem să ne spălăm pe ochi cu apă rece, da? Și această expunere acută a feței la frig ne va crește puțin activarea nervului vag.
Ce mai spune știința? Apropo de asta, vreau să mă adaug și Da, eu. te rog. Chiar ieri ce mi s-a relatat, că după, la finalul dușului, un domn anume, pentru câteva secunde, și-a aplicat dușul rece. Da, foarte, foarte bună metodă. Iarăși aici trebuie un pic întrebat medicul dacă ai voie, n-ai voie. Nu îndemn pe nimeni să facă, doar da. vreau să susțin teoria ta, că de când face treaba asta de un an și ceva, n-a mai rece, n-a avut nicio problemă. Și Exact. Tot ieri, o doamnă de data asta, la fel mi-a spus, că pentru câteva secunde, la finalul dușului, un pic lasă un jet de apă, nu gheață, apă rece, să simtă diferența, să simtă delta, știi? Da, da, da. Mi-a spus că de când face asta se simte foarte bine, îmi descria imunitatea ca fiind îmbunătățită, fără să se priceapă la ce înseamnă asta, dar, mă rog, fiecare înțelege ce vrea. În sfârșit, omul, dacă n-a mai răcit în ultimul an de zile, da, nu neapărat medicat. Să bănuiască că stă mai bine din punctul respectiv de vedere. Deci, uite că îi susțin pledoarii. Da, acum există în domeniul ăsta și această metodă a dușurilor scoțiene. Da. Adică să alternezi apă caldă cu apă rece în timpul dușului. Pe cât poți, începi, te antrenezi ușurel, nu exagerezi. Ca la orice tehnică tradițională, trebuie să menții un echilibru și să înveți treptat lucrul respectiv fără să exagerezi. Corect, și să aș merge și mai departe la partea din practica Zen, unde stai sub o cascadă foarte rece care îți pică fix pe creștetul capului, ceea ce folosește tot energia frigului, dar în alte modalități. Corect. Acum am putea să mergem un pic mai departe pe tărâmul meditației și să-ți spun despre un procedeu de vizualizare. Și anume că te vizualizezi că stai sub o cascadă rece, faci treaba asta câteva zeci de secunde. Da. Ar fi foarte interesant dacă cineva ar avea la îndemână un dispozitiv din acesta, că există pe piață, pentru a măsura variabilitatea ritmului cardiac. Da, există, da. Pulsoximetru, nu trebuie. Am făcut, există dispozitive și mai avansate de atâta, care da, sigur, normal. Așa. Și vreau să spun că am făcut acest experiment. Să văd cam cum stau cu variabilitatea ritmului cardiac, vizualizare 60 de secunde, n-am făcut foarte mult timp, stăteam un pic mai bine. Deci pe acest experiment l-am făcut eu personal. Da. Am reluat încă 60 de secunde, încă un pic mai bine. Și tot așa, la un moment dat s-a plafonat, n-a mers chiar până la capăt, adică nu era suficient procedeul respectiv ca să te ducă chiar la relaxare deplină. Dar interesant că am văzut pe dispozitivul respectiv că indica îmbunătățiri în variabilitatea ritmului cardiac, adică creșterea variabilității ritmului cardiac indică o scădere a nivelului de stres. Deci din da, e bine de subliniat această idee. Da, din punctul ăsta de vedere am făcut o mică verificare, că totuși fizicianul din mine a fost prea curios, am avut dispozitivul la îndemână pentru un timp și am zis să încerc tot felul de lucruri. Da. Acum iarăși ceva pe care îl spune știința și a fost studiat. În momentul în care cânți, crești variabilitatea ritmului cardiac, deci scazi nivelul de stres. Îmi aduc aminte cu ceva timp în urmă când am fost în SUA, unde am avut o călătorie, ca să zic așa, pentru niște terapii.
Am văzut în sudul SUA, deci în statul Texas, spre exemplu, este foarte la modă să faci karaoke pe muzică country. Și nu înțelegeam de ce se înghesuie toți la karaoke. Tineri, bătrâni, care erau în barul respectiv, da, un bar mare și renumit de acolo, se puneau pe listă de așteptare să facă karaoke, și l-am întrebat pe unul din ei, dar de ce vă place așa de mult? Păi zice, te simți foarte bine. Cineva le-a spus. Nu, cred că s-au prins ei. Deci este probabil unul dintre motivele pentru care sistemul acesta karaoke are atât de mulți adepți. Deci, interesant de făcut. După aceea, Păi practica. așa îți mai dă intonarea anumitor vocale sau... Păi, uite, hai să dezvoltăm un pic ideea asta, că voiam să merg chiar către practica yoga, meditație, mantre, chiar asta aveam de gând. Păi, haideți să nu intrăm așa în profunzime. M-am referit la vocale, de exemplu. Bun, hai să Și... dăm câteva detalii, că asta e o tehnică ușoară, fără riscuri, Da. poate fi practicată. Da, eu chiar am măsurat în diferite cazuri ce vocală ar merge mai bine în funcție de dezechilibru. Și vreau să spun că mi-a ieșit mereu un A, un I, un O, un U, un... Ce a mai fost? Diferite sunete. Știu că am verificat mai multe. În principiu, vocale. Între Da. toate vocalele există vocale între vocale, să zic așa. Da. Cum ar fi A, U, O. Da. Știu că și E, și I se folosește pentru gât la un moment dat. Păi sunt cele 6 sunete vindecătoare din medicina tradițională chineză, Exact. spre exemplu. Da. Și se utilizează oarecum, nu știu, așa l-am folosit eu, din această chakra, de acest centru al gâtului, Da. da? Și în funcție de dezechilibru, sunetul va migra, ceva de genul. Și vreau să spun că este așa de simplu și la îndemână, încât te uimește și aplicabilitatea, dar și te uimesc efectele. Bine, uite, aici am mai dat o idee foarte, foarte bună, mi-am amintit de ceva. În momentul când faci această pronunție a vocalelor, dar merge și cu consoanele, Da. îi poți mări randamentul foarte mult dacă te și concentrezi pe o anumită zonă din corp. Și Da, că merg cu diferite zone, așa este. Da. hai să-ți dau un exemplu. Trebuie. Spre exemplu, dacă pronunți H, litera H, dar aspirat, și te concentrezi asupra abdomenului, deci lași abdomenul să se ducă în exterior, dacă pronunți aspirat, ești pe inspirație, da? În momentul în care lași abdomenul să se extindă așa ușor relaxat și pronunți H aspirat, în momentul acela ceea ce se obține este o stare de relaxare vizibilă în câteva secunde. Nu cumva este sunetul comun artelor marțiale? Acel H prelungit din Acela nu știu abdomen? dacă nu e pe expirație. Eu Am vorbesc înțeles. de H pe inspirație în acest Da, caz. am înțeles ideea. Da. Știi? Nu, Deci. acum mi-am amintit că l-am văzut la un practicant și îmi pare, acum mi-am dat seama că s-ar putea să semene, cel puțin. Este posibil. Sau să pronunți litera A prelungit pe expirație și să te gândești, să te concentrezi la zona plămânilor. Exact, da, ape plămâni, da. Foarte interesant ce se întâmplă în acel moment. Adică dacă ai o zi în care te simți că ești mai închis, așa ai o dispoziție mai neplăcută, mai ești mai melancolic, poți să faci treaba asta de câteva ori și imediat îți dă o stare mai bună. Treaba aceasta o știu și de la un cântăreț de operă. Deci este un mare tenor român care este foarte apreciat și în străinătate și în țară și mi-a povestit treaba asta la un moment dat. Mi-a spus, domnule, dacă noi suntem, urmează să avem spectacol și nu ai în toate zilele dispoziția suficient de bună să se mai întâmplă, sunt zile și zile.
Facem acest exercițiu cu pronunțarea lui A pe expirație, un A lung pe expirație și merge și vocalizat și subvocalizat. Deci foarte interesant. Iarăși ce mi-a spus respectivul artist, mi-a spus un lucru foarte interesant, că este în domeniul său nu se cântă decât de sub diafragmă. Deci ei folosesc foarte mult respirația abdominală atunci când cântă. Mi-a spus că întotdeauna cântatul din gât, cum se obișnuiește în mod normal, este o greșeală în domeniul operei. Deci nu există, nu se practică așa ceva. Deci ei fac o combinație de respirație abdominală cu pronunțarea acestei vocale A, concentrându-se pe zona plămânilor, pentru a-și îmbunătăți starea de spirit un pic înainte de concerte sau repetiții și așa mai departe. Cel puțin persoana respectivă așa mi-a povestit că se întâmplă. Da, foarte interesant. Da, este. Acum, fiindcă tot ai vorbit tu de mișcare mai devreme. Da. Deci pentru a reduce nivelul de stres cu ajutorul corpului, ce ar fi să ne dai câteva detalii despre salutul soarelui? M-ai surprins aici. Fiindcă am început cu Tai Chi. Da. Da, hai să vorbim și despre salutul soarelui, care este extraordinar de bun pentru... Ca să înțelegem pe deplin... Hai să spunem în ce constă în primul rând, că oamenii nu știu în ce măsură cunosc sau nu acest subiect. Asta spuneam, că pentru a înțelege aproape, hai nu de plin, dar pentru a înțelege ceva, da. În timp ce vorbim acum despre sau după, ar trebui căutat și văzut măcar o imagine. Este o înlănțuire de asane. Așa. Hai să spunem că e un exercițiu, mișcare în care treci prin anumite poziții, ca să folosim cuvinte de nespecialiști, să zicem. Da, da, foarte bine. E un exercițiu în mișcare lină, în care treci dintr-o poziție într-alta. Corelat cu respirația. Corelat cu respirația, exact. Da. Avem extensii, adică un fel de alungire, să zic. Da, corpul se desface ca o floare în anumite mișcări. Avem flexie, adică închidem oarecum corpul. Da? Folosim încheieturile mâinilor, încheieturile picioarelor foarte mult. Le întindem tendoanele, practic. Da. Alungim partea din spate a picioarelor foarte mult. Musculatura implicată, musculatura aceasta masivă a coapselor, fosele popliteale, adică zona din spatele genunchilor, da. Se activează foarte bine odată cu genunchiul. Ce să zic, multe beneficii, mai ales că se face în mod repetat pe stânga și pe dreapta. Eu când zic un salut, mă refer la stânga-dreapta, deci două, practic. Da, faci mișcările într-un fel, adică și după aceea simetric. Da, da. Se începe cu două cicluri, unul pe stânga, unul pe dreapta, să zic. Însemnând că se începe cu stângul și se urmează seria, și al doilea se începe cu dreptul și se urmează seria. Și totul decurge exact. De la sine natural. Exact. Este doar acest salut, dacă ar fi practicat de noi, și de mine vorbesc. Da. Mie personal mi-a dus multe beneficii în sensul flexibilizării, mai ales că se corelează cu respirația, ceea ce e foarte important. Îți disciplinează respirația în ce sens? Tu oricum nu poți să respiri atunci când stomacul e blocat, de exemplu, în sensul care e închis. Trebuie să fii pe expir, inspiri atunci când te deschizi și tot așa. Te trece prin diferite modalități de, hai să zic, flexibilizarea acestei zone lombare, care aduce atât de multe probleme.
Și care e foarte importantă pentru corp. Medicina tradițională chineză spune că energia rinichilor stă la baza energiilor întregului organism. Păi da, și fără să vorbim de suprarenale și ce înseamnă pentru frică, anxietate și așa mai departe. Exact. Pentru că de acolo pleacă, practic, hormonii către glandele endocrine din creier și încep să simți anumite anxietăți și zici, aoleu, oare de ce mi-e teamă de asta? Oare de ce mă sperie asta? Și oarecum sistemul acesta al hormonal. Vezi tu, înainte, fac aici o paranteză, înainte să credem noi că dispozițiile oarecum le punem noi să ne trăiască, ele vin dinainte din acest sistem hormonal către noi. Corect. Oarecum, echilibru sau dezechilibru chimic îți dă și stare, nu invers. Și de aceasta Surya Namaskar sau Salutul Soarelui presupune în primul rând mișcare. O mișcare care se repetă. Este ca și cum un cerc de mișcări care se repetă. Tot repetând o mișcare, tind să devii ce crezi? Mai flexibil. Exact, chiar mult mai flexibil după ce ai răbdare și faci în fiecare zi un Da. număr de Păi dacă faci repetiții. dimineața patru saluturi, nu mai strâng nicio cafea. N-are cum. Devine ceva inutil. Corect. Știi ce este frumos? Am citit un studiu făcut, cred că de o universitate din India, în care spuneau că salutul soarelui poate să ajute în pierderea în greutate sau în normalizarea greutății. Normalizare, mai bun termen. Așa, și vorbesc acolo despre câte calorii consumă un ciclu de salutul soarelui. Câte crezi? Interesant. Păi de ordinul sutelor, cred. Nu. 14 calorii. Dar Ah, calorii, câte calorii? Da, m-am calorii, dat. da. Deci Da. este foarte bine. Adică trebuie să amintim că este vorba de practicarea unui exercițiu care este ușor spre mediu, nu este foarte greu de făcut. Da, corect, sunt de acord cu tine, dar câte repetări? 14 calorii. 14 calorii. Unul singur, un singur ciclu care Bravo. durează cam un minut, să zicem. Bravo, dar vezi, e corect, ai dreptate. Dar ajungi la sute dacă faci 4, 6, 12. Înțelegi ce Ajungi. zic? Nu Uite, sute, exagerez. Nu e vorba de sute, multe, dar zeci de calorii sigur ai într-o succesiune de genul ăsta. Ajungi la zeci de calorii. Uite, spre exemplu, pot să spun practica mea. Deci, minim ce lucrez eu din acest exercițiu, 12 dimineața, 12 seara. Dar de obicei sunt undeva pe la 30 dimineața, 30 seara. Deci, Adică 15 pe stânga, 15 pe dreapta. exact, da. Da, eu nu socotesc cu stânga și dreapta, eu socotesc în total. Bun. Acum, dacă o jumătate din aceasta, pe stânga sau pe dreapta, consumă 14 calorii, fă și tu socoteala cât se adună. Adică Da. gândește-te că pentru mine exercițiul eu îl fac de foarte mulți ani, este un automatism aproape, deși îl fac conștient, dar nu pierd timp mult la un exercițiu. Deci mi-a Nici nu ajuns să-mi trebuie. ia cam 30 de secunde. Da, nici nu trebuie pierdut mult timp. Exact, așa. Deci gândește-te că eu, dacă fac 30 dimineața, 30 seara, consum cam 15 minute dimineața și 15 seara. Acum gândește-te la numărul de calorii. Fantastic de bine. Da, deci este foarte bine. Da. Păi și nu mai punem că... Uite, de ce spuneam de sute? Fii atent. Fac și eu apel la un studiu american de data aceasta. Așa. Bun. Noi pierdem într-o singură zi doar prin partea de expir a respirației. Deci kilograme corp, undeva la 200 de grame. Atenție ce spun. Da. Păi greutatea se pierde prin expirație, în majoritate prin eliminarea dioxidului de carbon. Am citit și eu ceva pe tema Dacă asta. adăugăm și un respirat conștient și ca la carte cum trebuie făcut pe salut, e și mai și. Noi aici nu facem, nu Da. suntem, știu eu, nu fac apologia slăbitului sau să fii disperat să slăbești, că nu pentru asta se practică salutul. Da.
ci de o reașezare într-un echilibru personal. Corect. Și apropo de asta, tot în India am văzut persoane, nu neapărat slăbuțe, care îl fac perfect. Da, așa este. Incredibil, incredibil. Bine, acolo îmi imaginez că cu mult se practică, știu eu, persoana aceea avea câteva generații de practică în spate ale strămoșilor, știi? Și asta nu, da, e, da, da. Și nu e degeaba. Nu e degeaba ca un înaintaș sau mai mulți să practice, că ție îți vine oarecum natural apoi. Da. Bine, ăsta e alt subiect, nu... Da, dar interesant ce ai spus, adică chiar... Am întâlnit de prea multe ori mecanismul acesta ca să îl ignor și am fost foarte atent la el. Da, de acord și da, într-adevăr, un amănunt neașteptat. Așa, da, e pentru alte emisiuni. Aș mai merge, ar fi interesant de discutat asta la un moment dat. Da. Aș mai merge pe ceva, am citit tot în studiile științifice, nu este legat de corp, este legat de modul în care gândim, dar cred că merită adăugat în emisiunea din această seară. Și da. Anume, un studiu făcut, mai multe studii făcut de doctorul John Kabat-Zinn de la University of Massachusetts Medical School, spre exemplu, da? Iar l-am văzut, paranteză scurtă, l-am văzut așa. Și într-o postură așezat, ținând un curs. Păi, ține cursuri de mindfulness. Sau nu știu dacă mai ține, că este destul de în vârstă, este trecut de 70 de ani. Mai ține, are un, o clasă, o, din asta, un masterclass, ceva de genul, îl ține. Poate că mai ține online, da. Da, online, da. Este, oricum, este într-o formă foarte bună omul, adică și eu îl văd pe... Păi asta vreau să zic. Da, asta vreau să spun. Și mi se pare că e trecut de 70, nu? Da, pentru cei 70 și plus cât are, nu arată 60. Adică... Nu, dar e fit, e, stă drept, am da, văzut. Da, 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 da. Excelent. Așa, și acest profesor universitar, doctorul John Kabat-Zinn, a făcut mai multe studii în care a cerut participanților, spre exemplu, să stea și să se gândească cu compasiune la ceilalți, adică să-și îndrume mintea către relații sociale pozitive. Și a vrut să vadă ce se întâmplă cu nivelul de stres. Mai exact, într-unul dintre studii, le-a cerut să repete fraze de genul următor. Vă doresc să vă, să vă simțiți în siguranță, să fiți fericiți, sănătoși, să trăiți bine și așa mai departe. Deci le cerea să repete cu voce tare participanților la studiu să repete aceste fraze sau un gând. Și le-a făcut o evaluare a parametrilor corporali măsurabili legați de stres. Adică variabilitatea ritmului cardiac, rezistența pielii, rezistența electrică a pielii, cum s-a modificat temperatura corporală și așa mai departe. Foarte interesant că s-au obținut rezultate bune. În etapa a doua, i-a învățat altceva. I-a învățat să, în momentul în care fac aceste urări în minte sau cu voce tare pentru cineva, pentru o persoană cunoscută la care erau sfătuiți să se gândească, și în momentul în care mințile lor deviau către alte preocupări, că știm foarte bine că asta se întâmplă, că mintea nu stă perfect focalizată suficient de mult timp pe un subiect, i-a sfătuit pur și simplu, în momentul în care realizau că mintea lor deviază de la subiect, cu calm, fără să se supere, fără să se enerveze, să revină din nou la urări. Adică i-a învățat să fie un pic de o insistență calmă în a repeta aceste urări. Ce s-a întâmplat? Rezultatele au fost de 4 ori mai bune. Da. Deci, interesant ce se întâmplă în momentul în care se merge de la o simplă pronunțare a unei urări către meditație, că de fapt procedeul meditativ presupune să, în momentul în care mintea ta deviază și începi să te gândești la altceva decât la obiectul meditației, să revii cu calm
la subiectul de concentrare. Așa ceva, da. Da, și interesant că a lucrat cu novici, deci sunt, au fost voluntari pur și simplu din populație care au dorit să participe la studiu și această ușoară indicație de a fi un pic persistenți în concentrare a mărit rezultatele nu cu 50%, nu cu 70%, nu cu 30, ci de 4 ori. Da. Adică foarte, foarte interesant ce se întâmplă în momentul în care mergi de la funcționarea normală a minții, așa cum este în zilele obișnuite, la meditație. Da, aș spune chiar spectaculos. Da, este chiar spectaculos. Bine, dacă mai vrei ceva spectaculos, pot să-ți povestesc ce am citit, că s-a întâmplat când au vrut să-i studieze activitatea cerebrală a lui Dalai Lama cu un dispozitiv RMN funcțional. Pare genul care s-ar lăsa studiat. Da, nu știu dacă știi treaba asta. L-au rugat profesorul Richard Davidson din Statele Unite, așa, l-a rugat și a declinat oferta, fiindcă a spus că este în vârstă, că are o afecțiune a inimii, în sfârșit. Și a spus că poate că i-ar fi greu să stea ore întregi închis într-un dispozitiv RMN funcțional, dar a zis că le recomandă pe altcineva și a recomandat un călugăr tibetan, Mingyur Rinpoche, de care sigur ai auzit că a și publicat niște cărți despre meditație. Public, despre... Vorbește tot timpul, are conferințe. Așa, este foarte cunoscut. Și Mingyur Rinpoche a spus, ok, vin, nu este nicio problemă și s-a apucat să-l studieze. În momentul în care a început să facă meditație, activitatea cerebrală în lobii prefrontale ai creierului a crescut în primele 10 secunde de 2 ori, măsurată cu dispozitivul RMN funcțional. În momentul în care i s-a cerut să se gândească cu compasiune la o ființă cunoscută, activitatea cerebrală a crescut de 7 ori. Deci uite ce înseamnă. Deci Buddha a avut dreptate. Deci Buddha a avut dreptate. Uite care este valoarea compasiunii, nu doar pentru cei din jur, ci și pentru noi personal. Da. Adică totuși să ai o activitate în lobii prefrontale ai creierului crescută cu 700% înseamnă ceva. Da, da, da. Pe lângă, aș spune chiar această coerență neuronală, nu știu dacă există termenul, dar nu e ceva. Păi ceva, cred că ceva de genul ăsta folosesc și ei ca termen de... Bun. De specialitate, ți-aș spune în engleză în momentul ăsta, dar n-are rost. O să da, nici mie. După emisiune. Da. Oarecum da. Terminește citindu-i în engleză, se amestecă un pic cu română. Dacă traduci cuvânt cu cuvânt, au niște expresii de genul că neuronii iau foc în același da, timp. Da, nu ți iese. Nu sună bine tradus. Mai bine preia așa, pentru că toate cărțile sunt scrise în engleză și în toată lumea sunt cunoscuți așa, știi? Exact, da. Și mai ales dacă discuți cu cineva din Japonia, mai de engleză. Da, exact. Deci, da, se poate vorbi despre coerența neuronală. Așa cum e coerența cardiacă, de exemplu. Putem exact. Vorbi de coerența neuronală, știi? Și în toate aceste cazuri pe care le-am urmărit și eu câteva, la fel se întâmplă. Deci, practic, se aprindeau neuronii în anumite zone, dar foarte frumos, așa, nu... Vezi... Funcționarea în beta creierului era oarecum preponderentă și a prins mult neuron peste multe locuri în creier, știi? Da, te îndrepți și se vede foarte clar, o minte antrenată în meditație, o minte care e pe traseu, să zic așa, și un novice care nu are nicio legătură. Deci, în creier, luminițele, între ghilimele, se aprind pe măsura practicii. Da, corect. Și asta nu este... Și au fost testate exact cum spui tu, compasiune și multe noțiuni. E interesant cum un gând efectiv activează neuroni. Deci un gând modifică fizicul. Dovadă mai
Wow, palpabilă. cu siguranță că orice dispozitiv RMN funcțional îți atestă treaba asta în câteva minute. Adică. Corect? Și vorbim doar de creier. Oare cum s-aprind neuronii la nivelul stomacului când te gândești la compasiune? Zic și eu. Nu știu dacă se poate detecta, dacă Nu. știința poate încă să Păi detecteze ce tocmai sunt. asta zic. Oare ce este, sau neuronii la nivelul inimii, oare cum se modifică și mai departe? Oricum, știința acordă foarte mare importanță deja și neuronilor de la nivelul stomacului, fiindcă, ca dovadă, există o ramură a medicinei, gastroenterologie. Sper că am zis bine. Bravo, bravo. Asta merge în română, că sună Da. bine. Deci, tot așa am tradus din engleză, dar deja se fac studii, nu știm încă sau nu Da. cunosc eu Este, suficient astea nu sunt nici rezultate. măcar la început, sunt doar teorii, dar cine știe cine va arăta știința pe viitor? Așteptăm și vedem. Corect, însă putem intui în ce direcție se duc rezultatele. Acum, ceea ce o altă intervenție pe care a studiat-o știința legată de corp pentru a scădea nivelul de stres este nici mai mult, nici mai puțin decât râsul. Uite, gata, mă destresez. Exact, vorba populară care spune că râsul este cel mai bun medicament, se pare că a fost dovedită de știință. Există deja articole științifice care spun că râsul este un excelent stimulant pentru tonusul vagal, pentru activarea tonusului nervului vag. Au făcut un studiu la un moment dat tot așa pe persoane obișnuite și pe unii i-au pus să citească ceva sau să se gândească la ce vor ei și pe alții i-au pus pur și simplu să râdă. Le-au proiectat filme comedii. Și studiul a arătat că cei care s-au amuzat cu privind comediile au avut un tonus vagal mult mai bun și o variabilitate a ritmului cardiac mult mai mare. Încă ceva aici să adaug ca să întăresc această teorie. Nu că mi-am propus asta, dar așa ne-a dus firesc emisiunea. Văd persoane care vin cu dezechilibre de tot felul. Și la prima impresie așa, au postura aceea plecată ușor în față, umerii lăsați, o mină așa închisă, oarecum semi-dezactivați, nu știu cum să explic mai bine. Da, mi se pare amuzantă expresia, dar Și cred că mă simțeam și eu la un moment dat așa într-o zi. Am avut o zi da, mai grea și am trecut prin asta și știu cum e. e în regulă, da. Și după vreo 30-40 de minute de lucru, un zâmbet așa cu gura până la ureche, întotdeauna iau ca un semn bun. Da, categoric. Acum, uite că tot vorbim de. Am ieșit puțin din granițele ideii de a ne folosi corpul ca să ne micșorăm stresul, dar toți suntem la capitolul studii, că am vorbit foarte mult despre asta astăzi. Au studiat ce se întâmplă cu persoanele care se roagă. Și au ajuns la concluzia că rugăciunea, rostirea unei rugăciuni, sporește și ea activarea nervului vag și variabilitatea ritmului cardiac. Această teorie polivagală pe care tot o aduci în discuție este super vastă și practic acest nerv vag de care vorbești, nu că vreau să te corectez, vreau să adaug la fel. Așa. Am impresia că e în primul rând cel mai lung nerv E cel mai mare nerv din organism, da. din organism, atinge zone energetic importante sau, mă rog, trece prin plexul respectiv Corect. și impactează foarte mult. Eu o să rămân la ideea că impactează energetic, poate tu o să zici fizicul.
Eu am vorbit despre fizică astăzi, dar este tradițional vorbind, vorbim despre energetic. Până la urmă, două fațete ale aceleiași realități sau două puncte diferite asupra aceleiași realități, care este ființa noastră. Da, deci vreau doar să spun că este acest fir roșu, dacă vrei, comun câtorva plexuri energetice important. Corect. Și nu e puțin. Da, cu siguranță. Aici ar fi o discuție de făcut. Spre exemplu, ce se întâmplă atunci când suntem stresați din punct de vedere al chakrelor și al meridianelor de energie. Deci ce spune tradiția aici? Mai ții minte? Mai avem vreo 3 minute, să știi, din emisiune. Ah. Dar te las să spui câteva idei. Despre centri energetici, da? Da, și stres. Pe scurt, stres. Ce se întâmplă în centri energetici, ce se întâmplă în meridiane atunci când suntem stresați? Foarte, foarte pe scurt, centri energetici au o oglindă fizică. Un corespondent. Se spune că sunt unii spun că sunt corespondenți cu sistemul hormonal și așa mai departe. Nervos, vascular, da. Și așa mai departe. Exact. Deci au o dublură fizică fără discuții. Că sunt pinpoint din acolo, adică sunt fixate, da, zonele acelea. Și stres ca atare, știm foarte bine că nu există, adică nu este un duh al stresului care ne vizitează din când în când. Așa cum am mai discutat, este cumulul reacțiilor noastre sau raportările noastre la diferite situații. Corect. Până una alta ne definește cum ne raportăm la XY situații. Tipologia, nu intrăm în teoriile umorilor și așa mai departe, dar felul nostru de a fi și momentul vieții și toate cele converg spre o anumită raportare la situație. Aceea poate fi relaxată când este ideal sau cu tentă de stres. Corect? După părerea mea, avem o tentă de stres întotdeauna mai mică sau mai mare. Adică este inevitabil că așa suntem construiți. Bravo! Foarte bine! Sunt de acord! Cum impactează aceasta centri energetici? În toate felurile. În toate felurile. Poate să țin, de exemplu, un centru energetic. Uite, cel mai bun exemplu. Blocarea intestinală sau a digestiei. Când, da, nu mai, da? Când nu mai tranzit normal. Este cel mai rapid răspuns și din punct de vedere al centrului energetic și al emoțional-mentalului la anumite gânduri sau raportări la situații. Spune dacă e așa sau nu. Corect. Și asta, în plan energetic, duce la o blocare parțială a chakrei manipura, a chakrei situate în zona plexului solar. Fără discuții. Da, deci din punctul ăsta de vedere, imediat există corespondența între tradiție, între ce spune tradiția și ce spune știința. Corespondența nu este încă perfectă, fiindcă nici tradiția, nici știința nu au monopolul adevărului, dar corespondența este una foarte bună în majoritatea. Și poate e mai bine așa. Majoritatea cazurilor. Poate e mai bine așa că nu există monopol la poli, să zic. Păi, da, până la urmă, ce s-ar întâmpla dacă am ști tot adevărul? Am ajunge să ne plafonăm. Da. Nu? Da, cam. Cam asta a fost emisiunea noastră. Octavian, îți mulțumesc pentru participare. Dragi prieteni, ne vom revedea cu bine săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la formula stării de bine. Până atunci, vă doresc să aveți zile bune și frumoase.